Sunt o soacră mulțumită, nora mea e fată frumoasă, face voie bună în casă. Deci asta dată ne aflăm în Proselnici cu o surpriză frumoasă pentru Elena, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea și cu tot respectul din partea viitoare soacră, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. La mulți ani, îți spuneam. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Știm că astăzi ești sărbătorită și împlinești o frumoasă vârstă. Venim la tine cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag ție. Și am să te întreb, dar cumva bănuiești, cine ți-a pregătit această surpriză? Cred că iubitul meu. Așa crezi? Da, sau viitoarea mea soacră. Florile sunt pentru tine. Așa. Am să las șampania un piculeț aici. Avem și tortulețul. Ia să vedem, ne spune ceva tortulețul? Ce scrie pe el? Să vedem. La mulți ani. Nici un indiciu. Da. Așa, am să rog să-l ții și tortulețul. Noi o să-ți cântăm un la mulți ani. Mulțumesc. După care noi avem pregătit și un mesaj. Un mesaj venit cu toată dragostea pentru tine. În urma căruia, cu siguranță, aflăm cine este complicele principale ale acestei surprize. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți. La mulți ani, îți spunem. Iar acum a venit momentul să aflăm și ce are astăzi să-ți spună. Pentru că noi avem aici un mesaj venit cu toată dragostea pentru tine, care spune așa: astăzi este o zi specială pentru tine și vreau să-ți transmit cele mai calde și sincere felicitări. Ești o noră minunată și nu pot să nu remarc cât de mult ai adus bucurie și fericire în familia noastră. Ai o personalitate minunată și o inimă plină de iubire și generozitate. Ne-am bucurat de fiecare moment petrecut împreună și am învățat atât de multe de la tine. Ești o sursă de inspirație pentru noi toți prin determinarea și dedicarea ta în tot ceea ce faci. Nu pot să nu menționez cât de mult apreciez grija și atenția pe care le arăți pentru fiul meu și pentru familia noastră. Îți doresc numai bine în viață și sănătate de fier. Sper ca toate visele și dorințele tale să se împlinească și să te bucuri de fiecare pas pe care îl faci în viața ta. Ai toată susținerea și dragostea noastră necondiționată. La mulți ani, draga noastră! Să ai o zi de naștere plină de bucurii și surprize frumoase alături de cei dragi ție. Sper că acest mesaj să-ți aducă un zâmbet pe buze și să știi că ești apreciată și iubită în mod deosebit. Cu multă dragoste din partea viitoare soacre! Mulțumesc mult! Iar acum, dacă ați avea, să-i spuneți și dumneavoastră ceva. Nu e acum. Îmbrățișare. Și-a durut foarte mult astăzi, vă simțiți sărbătorite. Da, chiar dacă nu sunteți greu că s-a plecat și na. Chiar dacă nu sunteți în formulă completă și astăzi nu sărbătoriți cu toată familia, și-a durut să vă simțiți iubite, sărbătorite. Iar acum să știți că nu a fost tot. Noi pentru dumneavoastră mai avem și melodie. O melodie venită cu toată dragostea. Dar stați acolo lângă noară. Așa. Frunză verde durăchită, sunt o soacră mulțumită. Nora mea e fată frumoasă, face voie bună în casă. Frunză verde durăchită, sunt o soacră mulțumită. Nora mea e fată frumoasă, face voie bună în casă. Vreau să cânte muzica, să ne trec cu nora mea, să știe că ții la ea și sogru, dar și soacră. Să știe că ții la ea și sobru, dar și soacră.
Știi că roata se întoarce, ce ai făcut și ea-ți face. Acum la tinerețe, ea nu rămai cu blândețe. Știi că roata se întoarce, ce ai făcut și ea-ți face. Vreau să cânte muzica, să petrec cu nora mea. Să știe că ții la ea și sucru, dar și soacra. Ne spunem. Vă mulțumim. Să fii fericită, să fii iubită și deja ești susținută de toată familia. Vă mulțumim, ați putut să veniți așa de bine.